Salutăm, astăzi revin cu un nou videoclip de acasă, în acest videoclip vreau să vă prezint o rețetă simplă de vișinată proprie care o fac de, de, mulți, de mulți ani și să știți că chiar iasă, iasă bună. Pentru aceasta avem, voie, avem nevoie de 2 kg de, de vișine pe care le alegem de codițe, le, le spălăm, după care le lăsăm la zvântat. Normal să pun într-o damigeană, dar în caz că nu avem damigeană, le punem într-un borcan, pe care la urmă o să punem un tifon și o farfurie. Am cules vișinile. Le-am spălat, le-am ales de codițe, le-am lăsat să, să zvânte, le-am pus în borcan. Peste cele 2 kg de vișine trebuie să turnăm 2 litri, 2 litri de alcool, dublu rafinat, la 96 de grade. Nu am avut nici într-un an la 96 de grade, în schimb am ceva aici, nu știu exact cât e, uitați, oricum e best of best. Să facem o Nu-mi dau seama mm. Are undeva la Uf, Japonia Undeva la 60, 60 și ceva de grade Turnăm cele două litri de Alcool peste Vișinată Vișine Normal aici e mai mult de 2 litri. Așa. Atunci, peste gură la borcan se pune un tifon. O să-l punem în două. Tifonul. Și peste el o farfurie. Această compoziție trebuie să o lăsăm în pivniță, într-un loc răcoros, Timp de, timp de o săptămână. Deci nu punem acum zahărul. După o săptămână, din 2 lit, din 2 kg din 2 kg de, de zahăr facem, facem un sirop, pe care facem un sirop, îl punem la la fiert, 2 kg, 2 kg de zahăr. Îl fierbem, îl lăsăm să se se răcească, după care turnăm. Peste o săptămână o să modific această compoziție și o să o pun într-o într, într damigeană. Menționez că la cele două kg de sirop ne trebuie 2 litri, 2 litri de, de, apă. După ce s-a răcit, turnăm, turnăm peste și lăsăm iarăși în pivniță unde nu-i cald, nu-i cald, e un loc răcoros și întunecat, lăsăm 2-3 luni. După aceste 2-3 luni se strecoară compoziția, se pune în sticle, în carafe și se poate păstra cu ușurință 2-3 ani. Na, cam asta a fost, sper că ați înțeles. Vă recomand să faceți, care aveți vișine sau să faceți acasă. E foarte bună vișinata. Să bem de sărbători și astea. Na. Dacă v-a plăcut videoclipul, abonați-vă, dați un like și apăsați pe clopoțel pentru a fi notificat când revenim cu noi videoclipuri. Vă mulțumim! Mă duc să duc, să duc compoziția la răcoare.